Bună ziua, bine v-am găsit! O nouă ediție Prima News, o ediție în care vă invit să discutăm în prima parte despre ceea ce se întâmplă în spațiul public de la noi. O facem în fiecare zi, asta prin prisma faptului că avem această perioadă complicată a alegerilor parlamentare și prezidențiale. Deocamdată în campania pentru alegerile parlamentare nu am apucat să intrăm, mai avem câteva zile, dar totul pare să se subsumeze alegerilor prezidențiale și toată atenția e focusată pe candidații la prezidențiale, pe cei care s-au înscris și mai cu seamă că se încinge lupta pentru turul 2. Pare să avem un candidat scăpat în turul 2, dar celălalt finalist se alege dintr-o sumă mai mare, dintr-o gamă mai largă de invitați și vreau să le mulțumesc analiștilor care sunt iată alături de mine aici pe prima parte. Jurnalistul Lucian Danciu, realizator TV, analist politic. Domnule Lucian Danciu, vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua! Domnul Bogdan Jelea, istoric, politolog, analist politic. Domnule Bogdan Jelea, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Și eu vă mulțumesc de fiecare dată. Aș porni de la această discuție. Am văzut într-o altă emisiune aseară faptul că Nicolae Ciucă a semnat, s-a angajat sub semnătură că nu va face o alianță cu Partidul Social Democrat după alegerile din decembrie 2024. Cât să credem într-o astfel de semnătură, domnule Danciu? Sigur că da, lucrurile vor fi mai complicate, pentru că dacă iese președinte, nu mai e, ca să zic așa, angajat de această semnătură, dacă nu pierde partidul. Dacă iese președinte, cum să mai facă dânsul o alianță cu Partidul Social Democrat sau cu alt partid? Nu mai poate. Chiar dacă noi știm cu toții că e o mică gogoașă chestia asta, că este susținută de un partid până la alegeri și după aia președintele devine atât de independent încât și de echilibrat încât nu mai ține cont de partidul din care a provenit. Nu. A demonstrat problema și Traian Băsescu și Claus Iohannis. Eu mai am un exemplu până în urmă cu câțiva ani când era cu numirea prefecților. Prefecții erau la ședință de partid în seara asta, mâine își prelua postul de prefect, exagerez un pic, nu chiar mâine, că poi mâine, își prelua postul de prefect și zicea, dacă îl întrebai, dar situația pe la partidul dumneavoastră, făceam emisiune atunci și care este? Nu știu, că eu nu sunt în partid acum, domnule, dar ieri alaltă ieri ai fost. Nu. Și după aia s-a revenit la normal și la chestia aia, pentru că nu e așa. Acum, ca divagație, domnule Danciu, cazul Clujului, de pildă, au fost și situații în care prefectul participa la ședințe de partid. A fost un scandal în presă la un moment dat, cu ani în urmă, în perioada guvernului Boc. Vă rog. Știu. Dar ce ziceam? Până la urmă și-o dat seama pe cei prefectul, reprezentantul guvernului în teritoriu. Guvernul acolo cei? S-a revenit. Dar aici credeți că, nu știu, angajează, e o chestiune fermă și irevocabilă? Nu, pentru această că rezultatul alegerilor, semnătură. Eu nu știu cum a dat domnul Ciucă sub semnătură un angajament de genul ăsta, dacă e angajament sau e doar o promisiune. Sau oricare altul, și domnul Ciolacu și oricare, pentru că rezultă în urma parlamentarelor o formulă guvernamentală, care o dă poporul prin procentele acelea. Ăia care vor avea scorurile cele mai bune, ăia vor merge, sigur se va întâlni domnul președinte, indiferent cine va fi acela, se va întâlni cu fiecare partid, se va face probabil o coaliție, că nu văd un partid în stare să facă, să acumuleze atâtea voturi încât să facă guvern singur și când vor merge cu propunerea de prim-ministru la domnul președinte X în acest moment. Bun, eu zic că la vremea respectivă o să vedem foarte multe răzgândeli și foarte multe reevaluări pe modelul Traian Băsescu cu Gabriel Oprea. Vreau să merg și la domnul Bogdan Jelea. Domnule Jelea, cum vedeți, iată, acest gest, se angajează candidatul PNL sub semnătură că nu va face, sigur că da, guvern cu Partidul Social Democrat după alegeri. Cât de mult îl ajută? E foarte clar că e o poziționare și am văzut că atacul în momentul de față e destul de clar sau de bine direcționat din partea candidatului
în special cam de vreo 24 de ore, poate mai bine de o zi, îndreptat înspre Elena Lasconi și Mircea Geoană. Probabil că ei sunt principalii contracandidați pentru Nicolae Ciucă. Da, e primul gest logic și rațional acest al poziționării de care vorbim, pentru că în anul întâi cine face o școală ca lumea de științe politice învață că adevărații competitori sunt de pe aceea zona eșichierului politic, nu adversarii aflați mai mult sau mai puțin teoretic în zona diametral opusă. Mai precis, nu domnul Ciolacu e adversarul domnului Ciucă, doamna Lasconi este adversarul dumnealui, domnul Ludovic Orban este adversarul dumnealui, dacă vreți chiar domnul Cristian Diaconescu și, evident, și domnul Geoană. Pentru că miza domnului Ciucă este să ia suficient de multe voturi cât să intre în turul 2 cu domnul Ciolacu. Ce se va întâmpla atunci în această ipoteză, o să vedem. Până una alta, domnul Ciucă face niște gesturi de poziționare. Ce valoare are respectiva fițuică, îngăduiți-mi să nu comentez, e totuși o emisiune serioasă și nu una pentru copii sau de... Da, domnule Jelea, credeți că l-ajută această poziționare pe Nicolae Ciucă? Pentru că ieri, de pildă, am văzut o postare pe care presupun că a scris-o echipa domniei sale, în care evident că se poziționa într-un nou atac la adresa partenerului de coaliție, dar îl prinde pe domnul Ciucă. Domnul Ciucă a lăsat impresia de om bun, de om de treabă, nu de un timp contondent sau nu de un tip, nu știu, de formația unui candidat tip Băsescu care lovește și fuge, ceva de genul ăsta, nu știu, dau așa un exemplu și eu. Îl ajută pe acest tip de poziționare pe Nicolae Ciucă? Din punctul meu de vedere, nu e o poziționare, cum ați remarcat și dumneavoastră foarte bine, nu e o poziționare naturală, firească. Și eu am aceeași părere, mi se pare un om onorabil, un om onest, un om echilibrat. Sigur, lipsit de orice calități sau competențe, dar un om echilibrat și foarte decent. Nu știu dacă și în ce măsură îi se pot atribui acest gen de inflexiuni războinice, și nu vreau să intru acum în toate ironiile privind lupta celebră de acum nu știu câți ani, care a fost devoalată de către mai mulți ziariști, mă rog, mai mulți jurnaliști, investigatori, colegi ai dumneavoastră. Nu știu dacă e... Știți că aici are o altă teorie, tot de anul întâi, dar din zona de comunicare. Se spune că legitimitatea unui mesaj este cu atât mai mare cu cât și sursa mesajului este legitimă și congruentă cu acel mesaj. Adică să există o consecvență, o unitate, oamenii să te perceapă ca fiind natural când faci atacuri. Cum bine ați spus, dacă l-am fi auzit pe Traian Băsescu spunând lucruri foarte agresive sau contundente, mi s-ar fi părut firesc. Domnul Ciucă are așa o valiură de tip muncăcios și bonom, un tip agreabil cu care ai stat să depeni amintiri, să stai la o cană de vin fier la gura sobei. Nu pare un tip așa de luptător și de războinic. Sigur, în ciuda unei cariere militare, altminteri, se pare mai mult decât onorabilă. Bun, mai rămâneți puțin cu noi, domnule Jelea, pentru că aș mai avea un punct de comentat. Cum îi se pare atacul pe care e o altă poziționare, domnule Danciu, pe care de altă dată o face Marcel Ciolacu și l-am urmărit astăzi într-un eveniment electoral în care vorbea despre faptul că el va fi un președinte incomod și spune, uitați de terenurile de golf, e o adresă foarte clară la președintele Klaus Iohannis. E interesant cum, de pildă, Mircea Geoană se poziționează la Marcel Ciolacu sau la Nicolae Ciucă sau Elena Lasconi. La fel și ceilalți se poziționează și la Ciolacu, dar și la candidații din turul 2, în vreme ce la Marcel Ciolacu e acest război cu Klaus Iohannis. E adevărat, nu foarte contundent, pentru că și ei au pactizat în acești 3 ani și jumătate ca președinte al Camerei, ca premier. A mers, ca să zic așa, coabitarea în perioada asta. Dar cum vi se pare această poziționare? L-ajută pe Marcel Ciolacu? Acum se va vedea. Peste o lună și un pic. Se va vedea în ce măsură l-ajută, dar ne putem aștepta
și eu chiar mă aștept în luna care urmează, de la o zi sau dacă vrei de la o săptămână la alta, că cuțitele s-au ascuțit deja până acum, s-au tatonat și acum, sigur, și în funcție de ce le vor spune candidaților diferitele sondaje, unele care vor fi făcute publice, altele care probabil nu vor fi făcute publice, și atunci strategii candidaților vor stabili, sigur, împreună cu ei, acum trebuie să ieși, asta e lupta pentru voturi, trebuie să ieși la atac împotriva lui ăla, să luăm de acolo, să atragem. Da, îl vedeți, ca să zic așa, la nivel de, nu știu, de narativ, de discurs pe Marcel Ciolacu, atacând vreun alt candidat, sau rămâne doar la un dialog de la distanță cu Klaus Iohannis? Pentru că l-am văzut de câte ori a fost atacat de Nicolae Ciucă, el a răspuns cu un steguleț alb, cu un sol de pace trimis mereu către liberali, evident, cu mesajul foarte ferm, și mă gândesc aici pentru activul de partid, pentru un anumit tip de electorat PNL, care ar putea să-l vădeți pe Nicolae, pe Marcel Ciolacu, în eventualitatea în care Nicolae Ciucă nu se simte foarte bine după turul întâi. Nu știu dacă cu reușită sau nu, sau dacă îi va ieși rol, că până la urmă trebuie să intre în rolul acesta, dacă, așa cum am zis, dacă strategii domniei sale vor considera că trebuie atac într-o anumită direcție, și aici nu mă refer strict la lupta, să spunem, competiția, să nu zicem luptă, că nu-i frumos, între cei doi, între domnul Ciolacu și domnul Ciucă, ci lupta între competitori. Și dacă va fi nevoie, probabil, acum aici depinde cât de bine îi prind. Spunea și domnul profesor, și sunt de acord cu dânsul, de exemplu, pe domnul Ciucă, nu-l prinde o postură de genul ăsta. Foarte agresivă. Da, el e un militar de carieră, din câte s-a scris, descrie o carieră bună ca militar, organizat, că asta e armata, nu? De-aia nu ne-a plăcut, că era prea organizată și când făceam armată. Te scol la oră fixă, te cunși la oră fixă, mănânci la... Ei, nu-l văd să-l prinde. Domnul Ciolacu, eu văd că l-ar prinde mai bine de atacator, să spun. E oricum, stă destul de mult în expectativă domnul Ciolacu, dar aș mai spune un lucru. Aici cred că se potrivește acel mesaj pe care l-a dat Crin Antonescu în august, când spunea că nu așteaptă eseistul, nu așteaptă scriitor, așteaptă generalul. La fel și aici, probabil că așteaptă generalul și nu omul care pare un politician agresiv, dar care nu-i vine natural. Domnule Bogdan Șelea, cât de mult îl ajută pe Marcel Ciolacu de asta dată această... Și apropo, cum o vedeți? E o raportare directă la Klaus Iohannis. E foarte clar că președintele a acumulat un boost negativ, dacă pot folosi sintagma asta, din partea electoratului, și presupun că aici vrea să capitalizeze premierul în candidatura sa. Credeți că va ajunge la un moment dat să se războiască și cu ceilalți, sau cel puțin până la turul 2 nu-l ajută? Nu cred că se va război, la fel cum, iată, nici pe domnul Ciolacu nu l-au ajutat și nu l-ajută momentele astea de efuziune mai violentă, să-i spunem. Nu se potrivește cu construcția dumnealui. Eu, când a fost acea schimbare după condamnarea lui Liviu Dragnea, după acel evident... evident, înțelegere ocultă, ca să nu-i spunem mai prozaic, acel blat în favoarea domnului Iohannis, făcut bănuind de servicii, pentru că nu-mi dau seama cine putea să-i pună cel mai accesibil adversar de pe această planetă lui Klaus Iohannis. Klaus Iohannis ar fi luat bătaie în al doilea tur de la absolut oricine, mai puțin Viorica Dăncilă. Iar în momentul în care, după tot acel periplu de ani de zile, de val de ură, de sintagme fasciste, de scandaluri, de tot felul de citate din lideri ai fostului regim al lui Hitler, mă refer aici la ministrul propagandei, la Goebbels, pentru că lui aparține sintagma cu ciuma roșie, recitată așa, cumva ritualic, de către liderii PNL și USR ani de zile,
sub oblăduirea domnului Iohannis, care ne spunea că înjurăturile și ocărurile sunt opinii politice, iar violența verbală și fizică sunt manifestări firești ale revoltei populare. Venirea domnului Ciolacu în fruntea PSD-ului, eu am văzut-o ca pe o, nu doar ca pe o schimbare de lider și iată, cu anumite rezultate incontestabile, dar ca pe o schimbare de tipologie liderială. Adică, în vreme ce domnul Liviu Dragnea putea fi foarte ușor diabolizat, stigmatizat, identificat drept rău suprem, nu știu dacă a fost sau nu, dar cu siguranță a existat cu succes acest mecanism, acest demers, Marcel Ciolacu e foarte greu să fie diabolizat, pentru că este la fel cumva în oglindă, dacă vreți, ca și domnul Ciucă, un tip destul de bon om, cu o figură deloc agresivă, cu un discurs foarte calm, în general constructiv, împăciuitor și așa mai departe. Prin urmare, nici la domnul Ciolacu nu cred că va funcționa un astfel de discurs. E adevărat că nici nu l-am văzut. La domnul Ciucă l-am văzut și asta îl pune într-o situație relativ ridicolă pe domnul Ciucă. Domnul Ciucă spune, fiind la guvernare cu PSD-ul, că nu mai vrea să audă de PSD, că nu o să fie mai fie PSD-ul la guvernare și că se luptă cu PSD-ul și cu domnul Ciolacu. În oglindă, în paralel, domnul Ciolacu spune că vrea în continuare guvern cu PNL, că nu există o altă soluție. Ceea ce, până la urmă, e un discurs rațional. Mai spune că l-ar numi fără nicio rezervă pe domnul Ciucă pentru că a fost bun în funcția de prim-ministru și așa mai departe. Deci la domnul Ciolacu nu cred că va degenera cumva discuția asta vis-a-vis de Klaus Iohannis din două motive. În primul rând, are niște consultanți suficient de buni și care bănuiesc că pe care bănuiesc că îi ascultă și care l-au învățat acest lucru. În al doilea rând, nu doar că nu ar fi în construcția dumnealui, dar mai e un aspect. Nivelul de antipatie pe care îl generează domnul Iohannis este atât de mare, încât nu e necesar ca domnul Ciolacu să câștige vreun vot certându-se cu dumnealui. E suficient faptul că domnul Iohannis este, în mod evident, oficial, vizibil, de pe lună, stăpânul celor de la PNL. Domnul Iohannis este stăpânul domnului Nicolae Ciucă, este stăpânul întregii conducerea PNL și lucrul ăsta, nu știu, se dată de multe argumente că n-ar trebui vreo 7-8 emisiuni, probabil, să le aducem în discuție pe fiecare. Prin urmare, nu cred că domnul Ciolacu are nevoie să se lupte direct sau indirect cu domnul Iohannis. E suficient că domnul Iohannis are ștampila pusă atât pe gâtul lui Nicolae Ciucă, cât și pe gâtul partidului sau pe sigla partidului. Vreau să vă mulțumesc că ați fost cu noi în emisiune. Știu că vă grăbiți și eu vă mulțumesc. Vreau doar să vă spun un lucru. Poate că ar trebui odată să discutăm mai amplu, pentru că ați adus în discuție, apropo de ceea ce înseamnă agresivitatea limbajului public la politicieni. Astăzi, cei care au cauționat la un moment dat, așa cum spuneați, acea sintagmă nazistă, alții care, de pildă, nu știu, cauționau și chiar apreciau filozofii neamului, vorbeau despre îmbrățișarea suedeză, vă mai aduceți aminte, astăzi sunt oripilați de agresivitatea și limbajul extrem de colorat sau extrem de dur care e în spațiu public. Păi, până la urmă... Din păcate, da, însă eu săptămâna viitoare, luni, voi lansa chiar o carte pe această temă la Academia Română. Nu toată lumea poate să lanseze cărți ca domnul Ciucă prin peste tot pe drumuri naționale și județene, pe panouri. Eu o lansez la Academia Română. Este o carte despre istoria populismului românesc, dar care are și, sigur, e o carte cu dominantă istorică, dar care are și câteva elemente de prezent, exact cele menționate de dumneavoastră. Poate veți avea un eveniment și la Cluj, m-aș bucura tare mult. Mulțumesc tare mult, domnule Jelea, pentru prezența aici în emisiune. Înainte de pauză, apropo, domnule Danciu, pentru că există, iată, această stare de nervozitate. Vă așteptați, nu știu, la un nivel de nervozitate accentuat la, nu știu, anumiți candidați care să-i pună în încurcătură? Pentru că am văzut săptămâna trecută și la Nicolae Ciucă și la Marcel Ciolacu cu două momente mai tensionate. Acum, depinde, eu nu cred. Depinde cum vor reacționa fiecare, nu generate de ei. Păi nu generate de ei, puși în situații vor, de genul ăsta. Cum vor reacționa la provocări. Exact. Pentru că vin provocări, e ca și în fotbal. Îl provoci ca să ia galben. Sau roșu, dacă se poate. Așa e și aici. Materazzi celebru cu... cu Zidane. Exact. Acum 18 ani, da. În funcție de cum vor reacționa la provocări, și sigur, fiecare au, dintre cei doi, domnul Ciolacu și domnul Ciucă, au, zic eu, stafuri și specialiști acolo care să-i
tempereze în cazul în care, că și ei sunt oameni, să ne înțelegem, te atacă ăla, te atacă ăla și tu stai. Dar deși poporul, o parte cel puțin din popor, s-o cam săturat de forme din ăsta, de limbaj din ăsta, hai să spunem, un pic mai agresiv. Sau foarte agresiv, doamne ferești. Dar provocări vor avea și unii și alții. Pentru că, repet, vin sondajele și le arată la X, Y, Z, unde stă. Atunci, ăia de lângă el și el, fă ceva să urci. Păi cum urci? Atacându-l pe unul sau pe mai mulți din cei care sunt deasupra ta. Da, mă gândeam la acel episod cu Ion Caramitru și cu Mircea Dinescu la Revoluție. Mircea, fă-te că lucrezi. Da. Apropo că maestru Dinescu e alături de de generalul Ciucă, vom vedea dacă va fi un astfel de episod. Domnule Danciu, facem o foarte scurtă pauză, câteva minute, după care se va alătura discuției noastre și profesorul Adrian Gorun, profesor universitar, fost rector la Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu. O foarte scurtă pauză, revenim. Am revenit aici în Prima News, discutăm despre lupta pentru Cotroceni, dar și pentru ceea ce va însemna forul legislativ suprem și mie aici îmi pare foarte rău, iată că ajungem la practic ceea ce previzionau toți, faptul că bătălia pentru prezidențiale practic va pune într-un cont de umbră bătălia pentru parlamentare, deși alegerile parlamentare sunt cele mai importante pentru democrația noastră. Parlamentul este principala instituție a statului. Trăim într-un semiprezidențialism, dar în care parlamentul este forul legislativ suprem. În continuare alături de mine domnul Lucian Danciu aici în platoul Prima News și vreau să-l salut pe domnul profesor Adrian Gorun, profesor universitar, fost secretar de stat în Ministerul Educației și rector în egală măsură. Domnule profesor Gorun, mulțumesc pentru prezență. Cum vi se pare până la această oră bătălia politică? E cumva, am intrat clar în campanie și oficial pentru prezidențiale, urma să intrăm oficial și pentru parlamentare, dar lucrurile sunt în, ca să zic așa, în tabloul respectiv. Cum ați vedea până acum poziționarea principalilor candidați? Vă mulțumesc mult pentru invitație, vă apreciez pentru emisiunea dumneavoastră și aș porni de la câteva judecăți de valoare axiomatică. În primul rând, demnitatea de președinte este a priori condiționată de resurse de care dispune candidatul într-un regim democratic funcțional. Adică de resurse financiare cât de cât îndestulătoare, de resurse materiale disponibile, inclusiv accesul la mass media, resurse umane și aici am în vedere în special apartenența sau non-apartenența la un partid relevant și resurse personale, potențialul cognitiv al candidatului, capacitate de decizie, aș mai spune capacitate de predicție, comportament democratic, măsura personală a lucrurilor. De aici o consecință de ordin stasiologic, cum zic eu. Candidații nu iau startul campaniei electorale de pe poziții de egalitate, lucru care se observă. Startul fiind oarecum furat, deci aflați inițial în poziții avantajoase, funcții deținute în momentul campaniei, accesul la distribuirea resurselor, capacitatea de a decide eventual pomeni electorale. Două partide aproape unificate azi, e vorba de PSD-PNL, cu doi candidați care se joacă cu electoratul, și accentuez, se joacă cu electoratul,
precizând că ei sunt ba pe poziție de dreapta, ba pe poziție de stânga, să fim serioși. Stâng, acest clivaj, stânga-dreapta, a rămas doar la nivelul unui an, unui anterioriat, a spune, depășit, în care fiecare discută despre două formule ale votului. Votul sincer și votul util. Ba, unii s-au trezit acum să spune că au descoperit cei cu votul util și așa mai departe. Sunt vechi lucrurile. Votul sincer este votul democratic. Acela care exprimă adeziunea celui care exercită votul la o anumită structură valorică. Votul util nu reprezintă decât o manevră, aceea care se condiționează prin așa numitul rău cel mai mic și care, din capul locului, pune în dificultate. Da, aici, exact, domn profesor, aș vrea să vă întreb, va prevala în aceste alegeri, înainte de turul întâi, votul util sau votul sincer? Pentru că dacă se va merge, ca să zic așa, pe votul sincer, s-ar putea să avem, și nu pe vot util, s-ar putea să avem surpriză pentru turul 2. Așa ar spune unii comentatori. Este greu de stabilit. Totuși vreau să spun că această disipare, și este o mare disipare în momentul de față, pe eșichierul politic a opțiunilor, poate genera orice fel de efect care la un moment dat ne poate pune în situația anului 2000, dar eu precizez un lucru. Să nu mai spere acești candidați și suporturilor lor partidice că se repetă situația din anul 2000, pentru că lucrurile sunt total diferite azi. Eu spun doar atât, că votul sincer este votul democratic și votul util este expresia a ceea ce mil vor denumea dictatura majorității. Revin la asta, domnule profesor, domnule Danciu, apropo de ce spunea domnul profesor Gorun, vă așteptați, e foarte clar că sunt unii care se gândesc să candideze, probabil, să voteze candidați care probabil nu au șanse, clar, și pe baza indicelor din diverse sondaje, ar putea să apară această idee a votului util? Sunt cel puțin 3 sau 4 candidați care se bat pentru a intra în turul 2. Și atunci probabil că mulți se gândesc, nu mai votez cu nu știu care, votez cu altcineva ca să poată intra în turul 2. Și apropo, vă așteptați și la surprize majore, anumiți candidați care își dau seama că nu intră în turul 1 să se retragă? Și să dea voturile pentru altcineva? La prima întrebare, cu permisiunea domnului profesor, eu aș spune că indiferent că vorbim despre votul util sau acest vot foarte bine denumit, sincer, democratic, până la urmă, la marea parte dintre cei care votează, votul va fi emoțional. Este emoțional în bună parte la oameni. Emoțional de ce? Pe simpatie. De aceea, dacă întrebați niște... Eu am întrebat de multe ori. Nu în emisiuni, la cafea, să zicem. Da. Întrebarea clasică și care n-are nicio acoperire. Păi, dar de ce cu cine votez? Cu X. N-are nicio șansă. Sau are șansă foarte mici ca să iasă. Mie mi se pare întrebarea chiar și indecentă. Mă, omul cu ăla simpatizează. X-ul ăla, da, cu 5% șanse. A, că aici există posibilitatea ca în turul 2 să se repoziționeze, și asta va și trebui, să se repoziționeze toți votanții celorlalți candidați care nu au reușit sau nu vor reuși să intre în turul 2.
Eu mă duc pe ideea că votul este un act emoțional pe care, cel puțin în România, dar nu numai, oameni. După aia, mai sunt și cei care fac analize de genul acesta. Este util. Nu există vot inutil, după părerea mea. Păi nu, vot util în sensul că îl duci candidatul în turul 2 sau vot util că votezi, știu. Păi de-aia finalistul care e mai puțin rău pentru România, ca să zic așa. Numai că sper să n-ajungem, cum amintea și domnul profesor de anul 2000, sper să n-ajungem, deși noi, ca să fim sinceri cu noi, trebuie să recunoaștem că nu doar la prezidențiale, în mare parte, în cei 35 de ani de la Revoluție, de după 1989, în mare parte cam am votat rău cel mai mic. Dar ar fi interesant, apropo, că a spus nu doar la prezidențiale, ar trebui să ne uităm și pe liste. Ce livrează partidele pe listele Știi lor de... Știi de ce e bine, Ciprian, aici, cred eu, că e bine că așa de aprobă, adică în același an, prezidențialele cu parlamentarele, că le mai dinamizează alegerile parlamentare. Cei care candidează la Cotroceni, în general, se consideră a fi locomotivele acelor partide, dar le mai dinamizează, pentru că altfel vin partidele. Dacă ar fi numai parlamentare, și ne amintim că în urmă cu 4 ani, vin partidele și ne întoră niște liste. Merg oamenii la vot, habar n-au. Cine, în bună parte, n-au habar. S-a mai schimbat, să știți. S-ar putea să apară niște surprize. Adică să vedem, de pildă, independenți care câștigă. La locale s-a întâmplat efectul ăsta. Și aici, domnule profesor Gurun, dumneavoastră vorbeați atât de teza votului sincer și a votului util, spunea și domnul Danciu, de votul emoțional. Dar vă așteptați, de pildă, nu știu, să meargă până la urmă o bună parte a electoratului, cu cât se apropie turul întâi, cu cât se apropie 24 noiembrie, să vedem totuși o poziționare a electoratului, lucru care să fie certificat cumva și de sondajele de opinie, în sensul în care lumea merge către un vot util. Va prevala votul util, votul sincer? Domnul Ciprian, în primul rând vreau să remarc excepțional la constatarea domnului Danciu. Deci dumnealui discută de pe poziții de raționalitate exact despre valoarea acestui vot sincer. În același timp, trebuie să avem în vedere care sunt substraturile acestor partide politice. Și aici, puțin tel, mă despart de domnul Danciu. De ce? Pentru că la revizuirea Constituției din 2003, tocmai acest lucru s-a avut în vedere. Dom'le, să se despartă alegerile parlamentare de locomotivele respective, în așa mod încât nu Ciolacu, nu Ciucă să trangă partidele respective și să-și trangă și poziții pentru prezidențiabil, ci să existe această posibilitate a unui electorat, exact cum spunea și domnul Danciu, care votează, cum votează, între ghilimele, dar spun multe prin asta, poziții prin care el să-și exprime oarecum o anumită adeziune. Da, doresc surprize. Pentru că urmărind această campanie electorală, care, cum spuneați dumneavoastră, într-un mod semnificativ, a lăsat total în umbră alegerile parlamentare, care sunt mult mai importante decât alegerile prezidențiale, mai ales în situația în care se tot vehiculează această marotă că e vorba de șeful statului, nici vorbă. Hai să vedem în Constituție. Nu există această sintagmă. Da, bineînțeles, e o sintagmă inventată. E inventată această sintagmă. Da. Președintele trebuie să fie mediatorul, dar atot cunoscătorul pentru a putea să fie mediatorul. Eu vă spun un lucru.
Și iertați-mă că vă spun acest lucru, în situația în care eu zic că am o cultură democratică suficientă. Efectiv, în acest moment, nu pot să votez decât un om care m-a convins și care este outsider în concepția tuturor, este vorba de Cristian Deaconescu. Un cunoscător al problemelor și de educație. Uitați-vă, unde, în ce proiect a apărut educația, sănătatea, politica externă, tot timpul se vehiculează. Nu mai avem foarte mult timp și aici vreau să vă întreb, domnule profesor și domnule Danciu, cine ar putea să fie beneficiar? Se discută despre scenarii și dacă vă așteptați, credeți că vor fi retrageri și cine ar putea să beneficieze? Mircea Joană, Nicolae Ciucă de eventuale retrageri, domnule Danciu? Depinde cine se retrage, de pe ce parte. Cumva ei își dispută același electorat, pentru că am văzut că Mircea Joană vorbește foarte mult pe electoratului PNL și USR, în, sigur, nevoia de a ajunge în turul 2, că acolo se presupune că l-ar bate pe Marcel Ciolacu. Eu nu știu dacă mă aștept la surprize, dar așa cum spunea și domnul Gorun, domnul profesor Gorun, ar plăcea să fie ceva surprize. Nu cred. Și dacă vor fi, tare mi-e frică că vor fi cu, nu generate neapărat de niște mutații de perspectivă ale electoratului, ci de alte interese care, despre care electoratul să n-aibă habar. Niște lebede negre despre care s-a mai povestit că ar putea să apară. Sau gri. Domnule profesor Gurun, aici vă așteptați la retrageri, dumneavoastră ați vorbit iată de un outsider de care multă lume vorbește, de altfel, care profilul necesar pentru astfel de poziție, de postură, doar că sunt, ca să spun așa, câțiva candidați bine poziționați. M-ar încânta să mă reveni de Cristian Deaconescu, domnul Ciprian și domnul Danciu, m-ar încânta, numai că nu va reuși, în niciun caz. Nu va reuși pentru că electoratul nu pe el îl va dori. Și dacă se întâmplă, și nu că dacă se întâmplă, să-l am președinte, iertați-mă că vă spun, pe Ciolacu sau chiar pe Ciucă, atunci ajung la concluzia lui German, lui prietenul German, pentru că este jenant după 34-35 de ani să tot discutăm și noi de selecții și să ne pomenim cu oameni care nu au niciun fel de cultură, nici politică, n-au cultură generală. Domnul profesor, dumneavoastră sunteți un om care, ca să zic așa, predă materii care, ca să zic, teoretizează democrația și sunteți un om democrat prin excelență. Până la urmă, vox populi, vox dei. Ceea ce decide electoratul e suveran. Eu n-am spus că nu. Nu am spus că nu, așa este. Numai că trebuie să vorbim și de cultura politică a electoratului de care nu se ocupă acești candidați. Și asta e adevărat. Dar, apropo, vă așteptați la genul acesta de retrageri strategice? Sau e puțin probabil să se mai întâmple în aceste... Ca să vă spun sincer, mă aștept chiar să se retragă Cristian Deaconescu. Asta ar fi o idee. În favoarea cui? Păi, din câte observ, e în concepție mai apropiat de Joana. Da, interesantă speță. Ce părere aveți? 30 de secunde, domnule Danciu. Foarte interesantă. Ar putea foarte să existe genul acesta? Doar că eu am, în ceea ce privește candidații independenți, la orice nivel și viața a demonstrat, da, le este foarte greu să câștige pentru că nu au partidele. Cât îți mai mari sau mai mici, reprezintă ălea mari adevărate combinate, ăstea mai mici adevărate fabrici, fabricuțe în spatele candidatului de care acel candidat are nevoie. Independenții nu dispun rămâne, de aceste rămâne lucruri. Să analizăm și în ediții viitoare, domnule Lucian Danciu, domnul Ciprian. Vă rog, 10 secunde, domnule profesor. Da, un minut, nu un minut, 15 secunde. Vă rog. Vă rog, peste între tururi, vin la Cluj
dar vreau să-l aveți pe domnul Danciu în studio cu mine. Facem o analiză și între tururi. Perfect, domn profesor. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența aici în emisiune, domnule Danciu, domnule profesor Adrian Gorun. O foarte scurtă pauză la fix. Revenim aici, discutăm despre cât de mult se scumpesc prețurile și despre puterea de cumpărare a românilor din 2025 încolo. O foarte scurtă pauză, revenim. Bună ziua, bine v-am regăsit în a doua oră de poveste aici la Prima News și sigur că da, mă gândeam la faptul că vă spuneam și înainte de pauză despre ceea ce ar însemna de pildă 2024 din punct de vedere al prețurilor, pentru că toată lumea vorbește astăzi mai degrabă de alegeri și de structurarea unor viitoare majorități sau, nu știu, unor viitoare candidaturi cu șansă atât la Parlament cât și la prezidențiale, dar nimeni nu vorbește sau vorbește foarte puțin despre ceea ce înseamnă buzunarul românului din ianuarie, februarie 2025 încolo. Și am mai spus, probabil că în ianuarie, februarie vom simți mai puține toate aceste transformări prin prisma faptului că e vacanță, lucrurile sunt într-o altă dinamică. Dar de prin primăvara lui 2025, pentru că aș face arc peste timp, în urmă cu 15 ani sau 14 ani când a fost anunțată criza sau măsurile pentru criză, acele măsuri au fost anunțate într-o seară de 6 mai. Poveste de mai, cum ar spune Ștefan Bănică, numai că la acea vreme Traian Băsescu ne cuvânta despre măsurile de austeritate care vor fi puse în practică. Vom vedea și în 2025 dacă va fi cazul. Vreau să le mulțumesc invitaților noștri, domnul Dragoș Frumosu, președintele Sind Alimenta, vă mulțumesc, domnule Dragoș Frumosu, pentru prezență, domnul profesor Irimie Popa, economist, auditor financiar, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai, domnule profesor Irimie Popa, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Domnule Frumosu, m-aș duce la dumneavoastră pentru că toată lumea se întreabă ce se întâmplă cu prețurile din industria alimentară când vine vorba de perioada următoare și vă întreb acest lucru, ce credeți că se va întâmpla? Pentru că avem o statistică a Uniunii Europene, foarte interesant, o statistică prezentată de Eurostat undeva la jumătatea acestui an, indicând practic puterea de cumpărare a europenilor și a prețului care există în Uniunea Europeană la diverse servicii și în special, sigur că da, la ceea ce înseamnă alimente, îmbrăcăminte, bunuri și servicii în general, dar bunurile de consum în mod cu totul particular. Și aici se vorbește despre faptul că e o medie a Uniunii Europene de 100 de euro pentru fiecare individ în parte, în vreme ce Danemarca se află la polul de sus cu 143 de euro, în România se plătesc cei mai puțini bani, în România și Bulgaria, 60 de euro. Cu toate acestea, resimțim tot mai greu coșul zilnic. Cum se explică acest lucru? Păi am să încep, dacă îmi permiteți, cu o glumă. Deocamdată suntem industria alimentară, dar dacă lucrurile continuă în ritmul ăsta și măsurile pe care domnul ministru al Agriculturii dorește să le ia și fără să asculte reprezentanții industriei, o să devenim cât de curând industria falimentară, îi mai punem un F în față. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că aveți perfectă dreptate și este foarte adevărat că prețurile în România sunt, la alimente, desigur, sunt identice cu prețurile altor state dezvoltate, chiar în unele situații puțin mai mari, în condițiile în care puterea de cumpărare este foarte scăzută. Și atunci, de foarte mult timp, agricultura, Ministerul Agriculturii, care de fapt el în momentul de față nu mai trebuie să facă decât politici, ar fi trebuit să elaboreze astfel de politici, să vină în sprijinul fermierului, să vină în sprijinul producătorului, să asigurăm materie primă cât mai mult în România, pentru că suntem într-o situație, spun eu, destul de critică. Chiar dacă ne lăudăm noi că avem o suprafață agricolă foarte mare și un teren foarte roditor, nu trebuie să uităm că aproape 50% din suprafața agricolă a fost vândută străinilor, lucru nemai întâlnit în Europa până în momentul actual, că o mare parte a profitului de la aceste firme pleacă către țările lor și nu rămâne în România, că importăm foarte multă materie primă și foarte pe scurt v-aș da un exemplu, câteva exemple. 80% din carnea de porc, pentru că fenomenul gripă porcină africană a distrus sectorul de la momentul în care aveam 55% carne de porc produsă în România,
astăzi la 20%, dacă nu chiar a scăzut acest procent. Importăm lapte, 25-30%. Importăm ceapă, importăm fasole, importăm usturoi. Și spun lucrurile astea pentru că suprafețele agricole necesare sau de fapt care se cultivau cu ceapă, cu fasole pentru industrie, pentru zona industrială, astăzi reprezintă cam 10% din cât reprezentau acum vreo 15-20 de ani. Și atunci, într-o astfel de situație, trebuie să vii cu politici. Din punctul meu de vedere, în primul rând, să vii și să acorzi niște forme de sprijin fermierilor, determinându-i să se asocieze. Pentru că asocierea este cea care poate să conducă la rezultate atât din punct de vedere al prețului pentru semințe, cât și pentru vânzare pentru desfacere, cât și pentru marfa nevândută, pentru că poți să ai niște centre mici de producție unde marfa puțin deteriorată să o bași către conserve, să scoți produs final de calitate și la prețuri mai scăzute și să vii cu o concurență reală la prețurile alimentelor din supermarketuri. Pentru că dacă ne batem cu supermarketurile și cu hipermarketurile că nu primez marfă românească pe rapt, o să ne batem încă 25 de ani de acum încolo. Noi trebuie să venim cu alternative. Ori în momentul în care nu există politici, în momentul în care tot timpul Ministerul Agriculturii a spus nu putem să facem că încălcăm niște reglementări europene, timp în care polonezii și alte multe state fac lucrul ăsta și sprijină fermierul și acordă sprijin, în condițiile în care nu facem lucrurile astea, evident că stăm pe loc. În condițiile în care de un an de zile am plafonat prețul la parcă la vreo 17 produse alimentare și rezultatul pentru consumator nu se vede și au fost găsite tot felul de forme care ocolesc puțin pe fondul pierderii, deci procesarea pierde dacă continuăm așa, lucruri care au fost puse ministrului agriculturii și vine în continuare și ne povestește că plafonează prețurile tuturor produselor alimentare. Vreau să revin la plafonare, domnule Dragoș Frumosu, vă rog să mai rămâneți cu noi. Domnule profesor Irimie Popa, cum vi se pare, iată, acest indice, acest Eurostat? Sigur, nu plătim cât plătește Danemarca, a plătit mai puțin, dar o ducem foarte greu și lucrul ăsta se simte de la zi la zi în puterea de cumpărare pe care o are fiecare român. Proiecția sau prognoza dumneavoastră cum arată? Prognoza mea arată sumbru și sunt întru totul de acord cu cele spuse de către domnul Frumosu, pentru că eu nu cred că la ora actuală și pe zi ce trece tot mai puțin, noi mai suntem capabili să facem politici în orice domeniu de activitate și haideți să ne oprim la agricultură. Eu merg săptămânal la mama mea la țară, într-o comună din județul Alba. Pe zi ce trece, satul românesc este tot mai golit de forță de muncă. Azi, mâine, n-o să mai avem cine să se asocieze pentru că nu mai are cine să mai fie fermier. Vorbesc chiar în adevăratul sens al înțelesului fermier, pentru că, credeți-mă, acea mână crăpată care lucrează pământul nu poate fi creată peste noapte. Dragostea pentru pământ, pentru agricultură, pentru hrana care e pusă pe masa noastră zi de zi, nu poate fi clădită, nu poate fi sădită și nu poate fi crescută peste noapte. Din păcate, spun numai că deocamdată, într-un an electoral, suntem adormiți de o anumită, hai să spunem, un anumit aruncat de bani, iertați-mi expresia, nu e academică deloc, aruncatul de bani în piață. Și la pensii, și la salarii, și totul dulce și frumos, până ce o să treacă alegerile. Pentru că, dacă o să discutăm astăzi despre ceea ce ne așteaptă din punct de vedere fiscal în anul care vine, nu este altceva decât un factor care se juxtapune cel fiscal peste ceea ce domnul Frumosu foarte bine și foarte competent a zugrăvit astăzi aici. Anul 2025 înseamnă anul post-electoral. Nimeni acum nu-și asumă cu subiect și predicat ce va urma în 2025. Spre exemplu, haideți să discutăm în materie de TVA. În materie de TVA, un scenariu optimist este plus 3 puncte procentuale, 2 sau 3 puncte procentuale, un scenariu pesimist înseamnă
plus 5 puncte procentuale, adică la un 24%. Taxa pe valoare adăugată în materie de consum, în mod evident, afectează consumul final, adică buzunarul cetățeanului, ca să spunem foarte clar, pe persoană fizică consumatoare în calitatea sa de consumator final. Din punctul acesta de vedere, ținând seama și ce se întâmplă în anumite sectoare cu care până mai ieri ne mândream. M-aș referi aici la serviciile software și serviciile financiare din marile orașe sau din domeniul construcțiilor. Resimțind actualmente un, n-aș spune sensibil recul, ci un semnificativ recul, cred că semnele pentru anul care vine nu sunt din cele mai fericite. Deci, din punctul nostru de vedere, puterea de cumpărare va fi și mai scăzută în perioada imediat următoare? În mod evident că noi suntem la această oră cu un buget care, în privința cheltuielor bugetare, nu este ajustat, adică cheltuielile bugetare nu sunt reașezate în condiții de performanță, așa cum și alte state, să știți, alte state au indicatori de cheltuire a banilor publici. Am găsit odată în 1998, vă spun cu titlu informativ, căutând în surse bibliografice franțuzești, că americanii acum 40 de ani își puneau problema cheltuirii banilor, atenție, într-o economie liberală, a cheltuirii banilor publici. Economicitate, eficacitate, eficiență, toate aceste elemente la noi nu există, nu sunt discutate, nu urmărește nimeni, absolut nimeni, economicitatea utilizării banului public și eficacitatea utilizării banului public. Și atunci, din acest punct de vedere, pentru a reașeza, din punct de vedere bugetar, cel puțin pe termen scurt, anul 2025 va însemna utilizarea unor instrumente care sunt cel mai la îndemână pentru cei care vor prelua guvernarea din ianuarie anul viitor, și anume vor umbla în mod evident la pârghiile fiscale și parafiscale. O să revin aici, domnule profesor Popa, revin la aceste pârghii de care vorbeați. Domnule Frumosu, foarte multă lume se întreabă dacă nu ajută plafonarea, ce ar mai putea să facă guvernul în direcția asta. Și foarte multă lume se întreabă, nu mai e mult de pildă până la finalul anului. De fapt două luni mai sunt până la Crăciun de pildă, mai puțin de două luni. Și toată lumea se întreabă cu cât vor crește prețurile în perioada respectivă. Mai cu seamă că pe 25 decembrie deja se vor fi liniștit și apele electorale. Da, ce să vă spun? Vă spun că din datele și din experiența anilor trecuți, sigur, întotdeauna eram obișnuit să crească prețurile în perioada sărbătorilor. Probabil comerciantul gândește că se îmbogățește într-o lună de zile cu vânzări mai mari, dar din nefericire o mare parte a vânzărilor scad în ianuarie, chiar și în februarie. Și aici aș vrea să amintesc carnea de porc, preparatele din carne de porc. Adică sunt perioade și moarte, deci nu este un câștig formidabil să crești prețurile, să faci o astfel de politică. Eu am spus-o și o spun întotdeauna. Procesatorul nu va crește în mod arbitrar prețurile pentru că nu are interes. El este conștient că pe fondul puterii de cumpărare scăzute, despre care și dumneavoastră și domnul profesor ați amintit, vor scade vânzările. Ori scăzând vânzările, mai ales societățile mici, spre mijlociu, își vor închide activitatea, că nu vor rezista pieței. Prețurile vor crește și este evident că orice ne-ar spune nouă clasa politică înainte de alegeri sunt lucruri ireale. Prețurile cresc pentru că vă dau iarăși exemple. Prețul furajelor a crescut. Evident, în această perioadă și de iarnă și de primăvară, și porcul, și vita, și oaia, și pasărea sunt hrănite cu furaje, al căror preț a crescut, iertați-mă, și nu sunt lăsate liber să mănânce iarbă, că nu mai este în această perioadă, ca să fiu foarte clar înțeles. Crescând prețul furajelor, crește și prețul cărnii, crește și prețul laptelui, crește și prețul produselor, preparatelor din carne și al produselor lactate. Este o nebunie și vă mai spun și altceva, pentru că vorbim despre putere de cumpărare scăzută.
Discutăm evident și de prețul energiei, care la noi este preț plafonat și cu toate astea este cel mai mare preț în comparație cu celelalte state unde prețul la energie este liber și este mai scăzut. Discutăm și de creșterea salariului minim, a nu fi înțeles greșit. Avem nevoie de bani mai mulți pentru că puterea de cumpărare este scăzută, tocmai despre asta discutăm, dar dacă guvernanții nu vin cu niște măsuri care să contrabalanceze, să spun așa, creșterea salariului minim, toate aceste creșteri se regăsesc în costuri și în prețul final al alimentului. Cresc salariul minim, încă o dată subliniez, necesar, dar nu scad puțin fiscalitatea, taxele, astfel încât să cresc puterea de cumpărare. Noi în felul ăsta ne învârtim într-un cer vicios. Cresc salariul, cresc prețurile. Puterea de cumpărare scade pentru că prețul va crește și la alimente, va crește și la combustibil, și la energie, și la întreținere, și la transport, și la tot ce vrem noi. Și atunci, dacă mergem pe politica asta fără să relaxăm puțin fiscalitatea sau să luăm alte măsuri, o scădere de TVA, o scădere a accizelor, o, nu știu, deci tot felul de măsuri fiscale care să contrabalanceze aceste creșteri necesare pentru un trai decent și pentru creșterea puterii de cumpărare, așa cum vă spuneam, ne învârtim într-un cer vicios. Deci, da, în concluzie, prețurile vor crește. Eu sunt convins că chiar și prețul grâului a crescut. Chiar dacă este jocul ăsta cu Ucraina și cu tot ce se întâmplă, intră în colaps în continuare, sunt fermierii noștri care au avut pierderi de peste 1 miliard de euro din cauza acțiunilor comerciale făcute cu Ucraina și a declarațiilor, eu o spun întotdeauna când am ocazia, ale președintelui, care a spus că face orice să salveze agricultura Ucrainei și agricultura României moare pe zi ce trece. Dovada este că în 30 de ani n-am pus o cărămidă la sistemul de irigații pe care l-am avut în sud, dar minte să mai facem altceva. Deci, din experiența mea, eu cred că prețurile vor crește pe medie cu un 10%, sigur, poate puțin mai mult la unele produse, mai puțin la altele și cred că vom avea un coș de Crăciun cu vreo 15 spre 20% mai mult pentru cei care își cumpără de toate, pentru că prețul la făină va crește puțin, prețul la cacao a crescut la nivel mondial, prețul la nucă de asemenea a crescut, prețul la unt a cunoscut o creștere la nivel mondial extraordinar de mare și vedem cât este. Atunci, ca să-ți faci un cozonac, prețul va fi aproape dublu, ca să cumperi probabil că va fi și ceva mai mult decât dublu. Prețul la carne, așa cum spuneam, va crește evident și la preparate. Probabil că lumea se va îndrepta pe fondul puterii de cumpărare mai mult către carnea de pasăre, care este ceva mai ieftină, dar dacă mergem în continuare să aducem din Ucraina carne de pasăre și ouă și să îi dăm peste cap și pe producătorii din zona avicolă, având un sector foarte dezvoltat în România, care acoperă și are capacitatea să acopere consumul de carne și de ouă, dar venim cu dumpingul ăsta din Ucraina și vrem să plafonăm prețurile tuturor produselor alimentare, dar nu ne uităm că politica asta distruge industria românească și agricultura românească, atunci domnule, sigur frumosu, că e greu de spus. Domnule frumosu, sper să continuăm discuția asta și, și într-o perioadă următoare, când se apropie Crăciunul, să vedem cum, nu știu, vor evolua lucrurile în Tracolul și, apropo, ce se va întâmpla cu industria pe care o reprezentați și după ianuarie 2025. Mulțumesc tare mult, domnule frumosu, pentru prezență și pentru analiză în emisiune. Vă mulțumesc. Domnule profesor Popa, înainte de pauză, cât credeți că ar putea, iată, să crească prețurile? Vă, nu știu, vă încumetați la o proiecție, la o prognoză, apropo de un procent pe care să-l dați? În condițiile în care taxa pe valoare adăugată va crește undeva cu vreo 3%, asistăm la o creștere a prețului la combustibil oricum în ultima perioadă și se pare că trendul se va menține. Nu sunt specialist în agricultură, dar pot să constat asta la firul ierbii, ca să spun așa. Asistăm și la o secetă, o secetă gravă care poate să afecteze tot ce înseamnă culturile de păioase cu însămânțare din această toamnă. Depinde cum va fi iarna, cât de bogată în precipitații și mai ales în zăpadă. Cred că rezonabil, în condițiile în care există și această concurență neloială, ca să spunem foarte clar, cu produsele care provin din Ucraina, cred că ne putem aștepta la o
creștere și o punere în pericol a producătorilor autohtoni, pentru că instituția plafonării prețurilor funcționează pentru cei asupra cărora aceste reglementări pot fi aplicate, dar nu funcționează pentru cei din terțe țări, de exemplu din Ucraina. Și mai este încă o chestiune. În condițiile în care vii și introduci salariul minim, în condițiile în care cresc costurile, intervenind cu măsuri de plafonare, s-ar putea ca anumiți producători, și aici este necazul mare, producătorii români s-ar putea să intre în faliment. De ce spun producătorii? Pentru că nu fac așa mari griji pentru rețelele de distribuție, pentru că oricum rețelele de distribuție de mărfuri alimentare în principal nu mai sunt românești deloc. Vorbesc aici de mari distribuitori. Aș vrea și să ei, continuăm pe tema evident, asta. Și după o scurtă pauză, dar înainte de pauză, ne puteți da un procent, apropo, al producătorilor care ar putea intra în faliment? Nu pot să emit un procent, dar în orice caz, spectrul falimentului plutește. Deja există domenii de activitate în care falimentul începe să devină un element cotidian și atunci eu cred că o creștere de 10% este minim 10% creșterea, ce spunea și domnul Frumosu. Nu m-aș azarda să vorbesc de falimentul în industria alimentară pentru că nu cunosc atât de bine spectrul industriei alimentare cu toate componentele pe care le presupune. Domnule profesor Popa, vă propun o foarte scurtă pauză, câteva minute, și aș vrea să revenim pentru că ați vorbit de TVA. Trebuie să vină și Fondul Monetar Internațional în România și deja se vorbește de câteva recomandări. Pe de altă parte, am văzut și planul fiscal pe care, iată, l-a prezentat Ministerul Finanțelor, vis-a-vis de câteva chestiuni pe care să le pună în practică. Ce ar putea să însemne treaba asta pentru România în perspectiva următoare? O foarte scurtă pauză, revenim aici cu domnul profesor Irimie Popa în câteva momente. Am revenit aici în Prima News și, sigur, vreau să comentăm ceea ce e legat de puterea de cumpărare pe care o va avea românul în perioada următoare și mulțumesc domnului profesor Irimie Popa că e în continuare alături de mine aici în Prima News. Domnul profesor Irimie Popa de la Universitatea Babeș-Bolyai, de la Facultatea de Științe Economice. Domnule profesor, ați vorbit iată de spectrul falimentului. Aici v-aș întreba, sigur, până la urmă e o proiecție, e o prognoză. Sunt anumite sectoare pe care le vedeți cele mai afectate? Cumva ați amintit și de industriile soft, de industria ITNC, care până la urmă e un motor sau cel puțin e dat ca un model de industria viitorului. Din perspectiva dumneavoastră, care vor fi cele mai afectate sectoare în perioada imediat următoare? Domnule Aron și stimați telespectatori, industria soft, software românească, este puternic dependentă, într-o relație puternică de interdependență cu industria auto, în special industria auto germană. Vorbesc aici de cele două grupuri mari, Volkswagen AG și Daimler Benz. Oare ce ar trebui să ne spună nouă, ca români, faptul că iată, Volkswagen, după 87 de ani de funcționare neîntreruptă, își pune problema închiderii a trei fabrici, două din Germania, din sursele pe care le-am accesat eu, și o fabrică din Belgia. În condițiile în care, atenție, industria auto-germană împrumută sau folosește forța de muncă nu foarte calificată românească, utilizată în construcția sau în confecționarea de subansamble utilizate în construcția de mașini. Acele, hai să spunem, cablaje, cum le știe românul, cu puncte de lucru ale unor societăți mixte, româno-germane, prin localități mai mici, acolo unde există încă, hai să spunem, forță de muncă disponibilă ca să lucreze într-un asemenea domeniu pe salarii nu foarte mari. Pe de o parte. Pe de altă parte, industria de software din România, și dacă e să vorbim din Cluj, din București, din Iași, din Timișoara, din Brașov, din marile orașe care au o sursă de informaticieni, este puternic afectată deja de comprimarea
și de lipsa de cerere de servicii software din industria autogermană, și vă rog să mă credeți, chiar dacă nu avem date oficiale, am proprietatea ceea ce spun, comprimarea din industria de software, din serviciile software, din orașele pe care le-am amintit și din țara noastră, este undeva la 30-35%. Nu am asistat la anumite, hai să spunem, disponibilizări colective, pentru că astea, pe de o parte, ar fi afectat imaginea angajatorilor, ci mai degrabă la disponibilizări negociate individual cu fiecare programator, și credeți-mă că undeva un minus 30-35% înseamnă enorm, enorm de mult în tot ce înseamnă veniturile populației din marile orașe, mă refer aici la programatori, dar și din micile orașe, acolo unde în acele societăți comerciale care confecționau subansamble pentru industria autogermană, societățile respective și-au închis punctele de lucru. Eu cunosc o societate care și-a închis 3 puncte de lucru și asta îmi spune foarte mult, închiderea asta venind, iată, acum, înainte de, să spunem, finalul de an. Bun, da, tocmai pentru că ați dat și acest exemplu, vă așteptați ca lucrurile să fie resimțite, nu știu, ca și impact la nivel macro, și mă refer aici la nivel de societate, undeva de prin primăvara lui 2025? Cred că primul trimestru din 2025 încă va fi un dolce farniente pentru toată lumea în țara noastră, încă netrezit din, hai să spunem, bunăstarea sărbătorilor, belșugul de sărbători de pe mese, și netrezit încă dintr-o adormire care nu înseamnă altceva decât, hai să spunem, faptul că încă oamenii beneficiază de salarii mari, de pensii. Eu am și o teorie că cred că trăim pe datorie de foarte multe ori, noi trăim mai bine decât țara asta își permite să ne suporte salarii și pensii, și chiar nu vreau să jignesc pe nimeni, vreau numai să fim realiști, și cred că după primul trimestru din 2025 euforia alegerilor va trece, negocierile între partide se vor finaliza până undeva prin februarie-martie anul viitor, guvernul nou va intra, cum s-ar spune, în mână, va începe să constate cu adevărat care sunt problemele din economie, și problema deficitului este principalul element care își așteaptă o rezolvare, și măsurile care vor fi, hai să spunem, coercitive din punct de vedere fiscal, în sensul corective mai degrabă, pentru ajustarea bugetară, vor începe undeva, cred, după primul trimestru, mai degrabă, după mijlocul anului viitor, mai abitir. Cred cu tărie că este doar un deznodământ amânat. Domnule profesor Irimie Popa, în minutele pe care le mai avem, aș vrea să vorbim și de acest plan bugetar structural și despre recomandările FMI. La ce vă așteptați, iată, de la această întâlnire cu Fondul Monetar Internațional, care presupun că o să vină din nou cu această poveste legată de cota progresivă? Și sigur că da, renunțarea la cota unică, la ceea ce mai e această cotă unică în România de astăzi. Apropo, aici, noi nu mai avem o cotă unică, domnule Aron, noi nu mai avem o cotă unică în economia românească. Din punct de vedere fiscal, noi avem, sigur, ca și o cotă, nu-i progresivă, dar în orice caz este o cotă unică cu mai multe tranșe. Nu mai există cotă unică. Noi nu cred că cota unică mai este actualmente viabilă, pentru că această cotă unică, asistăm la nivel de societate, contribuie la nimic altceva decât îmbogățirea celor bogați și sărăcirea celor săraci. Practic, aici suntem. Din punct de vedere bugetar, cred că este cazul acum, după, iată, 20 de ani, cred că din 2004, dacă nu mă înșel, avem cota unică, să renunțăm la
la cota unică. 19, este unul dintre... Da, 2005. Suntem aproape în 2025 și noi de 20 de ani, de asta spuneam, să renunțăm la cota unică. Este o primă măsură. Dar Fondul Monetar Internațional, în mod evident, nu va veni numai cu măsuri de ajustare fiscală în sensul creșterii cotelor de impozitare, a măsurilor fiscale și a măsurilor parafiscale. Eu să ne transmită că avem de ajustat, să spunem, intrarea în sacul bugetar, adică veniturile din toate sursele, dar mai ales veniturile de natură fiscală, pe de o parte. Iar pe de altă parte, în mod evident că, așa cum am fost obișnuiți până acum la intervențiile Fondului Monetar Internațional, atunci când noi ne-am împrumutat, Fondul Monetar Internațional a venit și de foarte multe ori a bătut cu pumnul în masă și măsurile de ajustare bugetară au însemnat și, așa cum îi spunem noi, tot neacademic, tăierea unor cheltuieli sau ajustarea unor cheltuieli în sensul scăderii lor. Cred că asta se va întâmpla fără doar și poate și dacă n-ar veni Fondul Monetar Internațional. Vedem foarte clar că economia României nu este viabilă dacă noi nu recurgem la împrumuturi. Vedem ce ritm galopant, ce pondere din PIB a căpătat, hai să spunem, datoria publică și, în mod evident, asta nu înseamnă altceva decât faptul că între veniturile bugetare și cheltuielile bugetare nu este un echilibru. Recurgerea la datorii înseamnă, de fapt, nimic altceva decât faptul că noi cheltuim mai mult decât încasăm la buget. Da, bun, deci vă așteptați că se va trece probabil din 2026 la cota progresivă, dar pe de altă parte, vorbeați în prima parte, când ne refeream, iată, la prețurile la bunuri și servicii de consum, vorbeați de faptul că ar putea și TVA-ul să crească. Am văzut, de pildă, asigurări din partea ultimilor doi premieri că nu va exista o majorare a cotei de TVA. Pe de altă parte, am văzut că alți analiști economici vorbesc de faptul că ar putea, iată, să fie majorate acele cote de sub 19% care sunt la anumite produse. Vă așteptați acolo să crească TVA-ul sau chiar TVA-ul de 19% să ajungă la, așa cum s-a speculat, 22%? În mod evident că atunci când discutăm de TVA, TVA-ul este cel mai la îndemână impozit care din luna următoare instituirii noilor cote de impozitare începe să fie încasat la buget. Mecanismul TVA-ului este atât de adecvat pentru a încasa banii cât mai repede, dar are și cealaltă latură a evaziunii fiscale în materie de TVA, care, odată crescută cota, s-ar putea să răstoarne calculele și încasarea să nu mai fie progresivă cu cota, cu mărirea cotei. Este așadar, practic, prima sursă fiscală pe care toate guvernele, când s-a pus problema ajustării fiscale sau ajustării bugetare, au folosit-o, pe de o parte. Pe de altă parte, dați-mi voie, domnule Aron, și aș vrea să aduc aminte telespectatorilor faptul că, din experiența mea de câțiva zeci de ani în materie fiscală, atunci când am primit cele mai puternice asigurări că nu va crește fiscalitatea, vă rog să mă credeți că atunci a crescut fiscalitatea. Deci, povestea din campanie nu va potrivi de nicio culoare cu ceea ce aceiași politicieni, o să-i vedeți, după campanie, vor spune, știți, am privit bugetul în campanie dintr-un unghi și acum același buget îl privim post-campanie de persoane, din calitate de persoane implicate, dintr-un alt unghi. Și ce să vezi, e ca și o pădure, una e să vezi din elicopter când ești în campanie și alta e să vezi pădurea plimbându-te prin pădure, printre copaci. Cred că avem de-a face cu aceeași realitate, bugetul României, văzut sau în orice caz propovăduit, din două ipostaze diferite, culmea, de către aceleași persoane. Sunt convins că după alegeri lucrurile vor fi
mult mai rezervat privite în privința, hai să zicem, ajustării în materie fiscală. Domnule profesor Irimie Popa, mai avem câteva minute și aici vreau să aflu punctul dumneavoastră de vedere. Mai cu seamă, sunteți și auditor financiar și sunteți foarte exact în ceea ce înseamnă, de pildă, operarea cifrelor. Am văzut acest plan bugetar structural pe care l-a prezentat Ministerul de Finanțe și o să-mi permit doar să citesc câteva linii pe care urmează să le întreprindă statul român. Sigur că da, în ideea de a ajunge la acel deficit de 2,5% în 2031, pornind de la o cifră de 7,9% astăzi în 2024. Și aici, sigur că da, se vorbește despre faptul că pentru anul acesta se speră ca prin reforma fiscală să se aducă la buget venituri de 31% din PIB față de 29,6% din PIB. Dar sunt câteva linii. Impozitarea micro-întreprinderilor, reforma administrării taxelor și impozitelor, reforma cheltuielilor publice, reforma pensiilor, reforma salariului minim, reforma sistemului de finanțare a mediului de afaceri, reforma sistemului de cheltuieli al companiilor de stat locale, reforma sistemului de salarizare unic. Sunt, repet, câteva linii directoare. Vă mulțumește acest plan sau această înșiruire de idei legată de targetul pe care îl are astăzi România de a ajunge în 7 ani? Mie mi se pare foarte complicat. Acum eu vorbesc foarte profan. De la 8% să ajungi la 2,5%. Domnule Aron, haideți să vedem în toată această construcție ce dumneavoastră mi-ați citit, care este scopul. Scopul convenit cu Comisia Europeană este de a ajunge la un deficit cu vreo 5% mai mic decât avem acum, nu? Cam așa. Până în 2031. Ăsta este scopul. Pentru a ajunge și a îndeplini acest scop sau obiectiv general, sunt anumite obiective specifice. Ce? Bunăoară, în materie fiscală. Regândirea sistemului de impozitare a micro-întreprinderilor. Nu? Da. În mod evident că noi, cu o cotă de 1%, iertați-mă, chiar nu vreau să fac, să fiu avocatul fiscului sau să fiu avocatul celor care impun impozite și taxe, o cotă de 1% pe venitul micro-întreprinderilor înseamnă absolut un comportament de paradis fiscal. Și, pe de o parte... Iar pe de altă parte, aș vrea să constatăm faptul că salariile în România sunt supraimpozitate în raport cu capitalul. Adică, haideți să vedem cât este impozitarea pe muncă, cu tot ce înseamnă impozit pe venit și cotizații sociale, așa cum le numim noi generic, contribuții sociale la sănătate, la pensii, și care este impozitarea pe capital. Adică dacă ne raportăm la persoane fizice, impozitarea pe capital undeva la 8%, plus dacă mergem prin extenso cu ceea ce înseamnă în regim de micro-întreprindere, nu ajungem mai sus de un 10%. Da. 10-12%. De la 10-12% până la 35%, 35% este destul de mult. Deci din acest punct de vedere, eu cred că și o anumită echitate socială s-ar impune în materie de impozitare, pentru că până la urmă noi propovăduim acum, văd și în campania electorală, cotă unică, cotă unică, cotă unică. Până când cotă unică? Până când cotă unică? Bun, aici... Și atenție! Atenție că practic noi discutăm în materie de impozitare a profitului și a rezultatelor de o impozitare în trepte 1-3% la micro-întreprinderi, respectiv un 16% la tot ce înseamnă impozitul pe profit. Eu cred că lucrurile ar trebui regândite. Sunt țări în jurul nostru care au un sistem de impozitare nu atât de stufos, dar mult mai bine așezat. Și aș da un exemplu cu Ungaria. Au într-adevăr o cotă de impozitare pe cum ar veni impozitul pe profit, similar de impozit pe profit în România. Este 9% la toată lumea. 9%. Și din această medie 9%, să spunem, și ei s-au gândit în regim de micro-întreprindere, de societăți mari, toate sunt impozitate cu 9%.
au câștigat mai mult decât din impozitarea în trepte, așa cum o facem noi. 1-3% la micro și 16% la impozit pe profit. Bună, mai avem un minut. Vreau să vă întreb și de reforma cheltuielilor publice. Mi se pare că e așa o marotă care e tot învârtită în spațiul public. Chiar vă așteptați la ceva în zona asta? Adică vom vedea reduceri semnificative din cheltuielile publice? Andrei Malraux spunea că secolul al XXI-lea va fi religios sau nu va fi deloc. Parafrazând ceea ce spune Andrei Malraux, eu aș spune, dacă în primii 2 ani de guvernare nu se va întâmpla nimic în materie de ajustarea cheltuielor bugetare, pentru că aici este hemoragia mare în țara noastră, prăduirea banului public, cu siguranță intrați în anul 3 și anul 4 de guvernare la sfârșitul ciclului electoral 2024-2028, nu se va mai întâmpla nimic. Deci, cu alte cuvinte, mă tem că o să ne aducem aminte de planul ăsta de ajustare bugetară convenit cu Comisia Europeană undeva prin 2029, eventual, și o să ne întrebăm atunci oare ce facem. Dacă lucrurile nu vor fi așezate gradual și reașezarea bugetară a cheltuielor bugetare nu este un proces simplu, pentru că înseamnă convulsii sociale, înseamnă nemulțumiri, înseamnă clientelă politică care va fi nemulțumită, nu are loc dintr-un bun început, adică cu timp suficient înainte. Mă tem că pompieriștii, cum suntem obișnuiți să lucrăm noi românii, nu vom reuși să atingem ținta convenită cu Comisia Europeană. Domnule profesor Irimie Popa, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră. Sper să acceptați și invitația viitoare, pentru că vor mai fi multe de comentat asta și în perspectiva, de pildă, a acestei întâlniri care se va întâmpla, iată, cu delegația FMI, să vedem ce mai transmit și oficialii Fondului Monetar Internațional și, evident, ce vor spune și oficialii de la Bruxelles vis-a-vis de acest plan pe care l-a lansat, plan fiscal, plan bugetar, structural, pe care l-a lansat Guvernul României. O foarte scurtă pauză, la fix revenim aici cu discuția legată de Republica Moldova, acolo unde știți foarte bine că duminică au loc Au loc alegeri complicate pentru ceea ce înseamnă viitorul imediat al Republicii Moldova. O foarte scurtă pauză și revenim. Am revenit în Prima News și vă propun pentru această oră o discuție legată de ceea ce se întâmplă foarte aproape de noi în Republica Moldova și în Georgia, pentru că am văzut, iată, evenimentele se precipită și acolo, dar ceea ce se întâmplă în Georgia probabil că ar trebui să fie un model de atenție, era să spun un model de bună practică, nu, un model de atenție pentru comunitatea din Republica Moldova și mă refer aici la diaspora din Republica Moldova, pe care am văzut-o chemată de reprezentanții administrațiilor locale din Moldova, care ne spuneau săptămâna trecută aici în emisiune, și mă refer aici la primarul de la Cahul, că îndeamnă pe români să trimită mesaje de suport, dar îndeamnă și pe cei care sunt în diaspora să voteze mai mult decât au făcut-o la primul tur al alegerilor prezidențiale, pentru că, la cum arată, sigur că da, rezultatele sau cifrele după primul tur al alegerilor, victoria este la limită. Acum am văzut astăzi o declarație a candidatului de pe locul 3, care acuză ingerințe ale și presiune ale Moscovei asupra sa de a renunța sau de a-i da voturile sau de probabil de a-și exprima suportul pentru candidatul de pe locul 2, Stoianoglu, contracandidatul Maia Sandu din această finală prezidențială extrem de importantă de duminică din Republica Moldova. Vreau să-i mulțumesc domnului prim-ministru Ion Sturza, a fost prim-ministru al Republicii Moldova, că e din nou alături de noi aici la Prima News și cred că e persoana care cunoaște cel mai bine realitățile din Republica Moldova și din zonă. Domnule prim-ministru Sturza, vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră din această oră la Prima News. Aș porni chiar de la această declarație de astăzi a candidatului Usati vis-a-vis de ceea ce înseamnă presiunile Moscovei asupra sa de a-l susține pe Stoianoglu. Ce impact sau ce, nu știu, efect credeți că vor avea? Da, bună seara și mulțumesc pentru invitație. Este ca de o plăcere să fiu la dumneavoastră.
Osată este o personalitate destul de controversată, fiind un om de afaceri preponderent în Federația Rusă în anii trecuți, a pierdut practic toate afacerile în Federația Rusă, dar au rămas anumite relații. Federația Rusă sau autoritățile Federației Rusă i-au și intentat un proces penal de spălare de bani de rând cu alți câțiva actori importanți a mediului de afaceri din Republica Moldova și politici. El este într-un fel sau altul o persoană non grata în Federația Rusă, dar trebuie să recunoaștem că el este că jocul mult rușilor, pentru că acei 12-13% care au votat pentru el sunt într-un fel sau alta afiliați votanții aceștia, sunt afiliați candidaturilor de la Moscova și lui Stoianoglu și lui Șor, și cred că s-au făcut presiuni majore ca el să declare, să îndemne la vot în turul 2 în favoarea candidatului Moscovei Stoianoglu. Dar el a ieșit într-o formă sau alta din această situație destul de complicată pentru el personal, fără de a îndemna la vot pentru cineva concret, dar în același timp a subliniat că el este supus unor presiuni destul de serioase din partea autorităților Federației Rusie, prin intermediul serviciilor, cred că, speciale, și nu numai a serviciilor. El are multiple conexiuni la Moscova și cred că, până la urmă, el va fi nevoit să ia o parte sau alta. Așa cum am spus, de fapt, acum nu atâta poate să joacă meciul pentru președinte, cât pentru să testează anumite lucruri pentru alegerile parlamentare de la anul viitor. Deci, credeți că în acest moment, practic, toate aceste declarații sau aceste presiuni, practic, vizează mai degrabă alegerile parlamentare decât prezidențialele de astăzi? Știți, spre disperarea noastră, sau nu, poate nici nu-i disperare, spre mirarea multora, lucrurile în Republica Moldova cu acest referendum constituțional și alegerile prezidențiale s-au precipitat cu totul în altă zonă decât erau așteptate de către majoritatea. Și inclusiv sondajele arătau cu totul alt rezultat. Se pare că, așa cum și-am discutat cu dumneavoastră în misiunile anterioare, acest referendum a influențat foarte mult rezultatul propriu-zis a alegerilor prezidențiale. Mulți din cei care nu erau eurosceptici, dar care nu neapărat au înțeles pentru ce ar trebui la faza aceasta incipientă de negocieri cu Uniunea Europeană să schimbăm Constituția și să aducem aceste schimbări, sau care a fost esența acestor schimbări, au acești sceptici au, într-o formă sau alta, s-au pus întrebarea, dar merită să o votăm sau nu pe Maia Sandu. Și deci acum ceea ce noi considerăm că este absolut cert, un câștig detașat a Maia Sandu a scrutinului prezidențial, nu este chiar atât de cert. Chiar dacă ea în primul tur a avut un rezultat mult mai bun decât în primul tur la foștele alegeri, deci 43%, dar încă cele 8-9% de care are nevoie, va fi foarte greu să le găsească sau să le adune. Da, aici v-aș întreba, domnule prim-ministru, credeți că practic acest referendum i-a scăzut șansele Maiei Sandu sau îi încurcă candidatura Maiei Sandu pentru turul 2? Deși a trecut referendumul. A trecut, știți, referendumul, așa cum chiar și în discuția cu dumneavoastră am mai menționat-o, referendumul era sub semnul întrebării chiar din sondajele noastre interne.
din vari cauze, dar el a influențat foarte mult, a fost perceput de către o mare parte a electoratului ca o chichiță, cum am spus-o eu, ca un tertip politic pentru a avea mai multe tracțiuni la alegerile prezidențiale. De fapt, tehnic vorbind sau conform manualului de operare politic, se părea că este o decizie sau o găselniță bună, pentru că trebuia de schimbat sau de găsit o temă fanion în discuții, trebuia această temă de impus contra candidaților, astfel un pic deturnând, știu, atenția opiniei publice și a electoratului de la problemele care se confruntă țara. Mai că această decizie de a lansa această campanie politică cu referendumul, până la urmă, nu a jucat în favoarea Maia Sandu. Aici v-aș întreba, domnule Sturza, pentru că, iată, cunoașteți cât se poate de acasă, ca să spun așa, realitățile din Moldova. În acest moment, nu știu cât de aproape e, pentru că ați vorbit, iată, de faptul că e destul de greu să aducă celelalte 8-9 procente Maia Sandu pentru a câștiga un nou mandat. Cât de, nu știu, cât de aproape sau cât de departe e Maia Sandu și ce ar trebui să facă pentru a câștiga în Moldova duminică? Și apropo, a fost această dezbatere prezidențială pe care cred că a urmărit-o toată opinia publică sau majoritatea românilor aici în țară, că știu că, de pildă, site-ul de pe care urmăream dezbaterea publică a căzut de câteva ori, dat fiind faptul că era o apetență destul de mare. Tocmai de aici aș vrea să pornim. Cine a câștigat această dezbatere prezidențială și cât de, nu știu, aproape sau de departe e Maia Sandu de victorie în momentul de față? Din punct de vedere a standardelor unei dezbateri politice, Maia Sandu a câștigat detașat. Dar știți care este realitatea în Republica Moldova? Sunt trei bule. Una este, cum am descris-o eu într-un articol, sovieticii, nostalgicii, care asociază Uniunea Sovietică cu Rusia de astăzi, fără să-și dea seama că Rusia de astăzi este cu totul altceva. Este altă bulă care necondiționat o susține pe Maia Sandu și sunt cam o treime din alegători cei indiciși, cu care practic nu s-a lucrat, trebuie să o spun sincer. Fiecare s-a concentrat pe bula lui, s-a simțit foarte bine și confortabil în întâlniri, în speech-uri, în interacțiuni cu ei și nimeni nu i-a atras atenția acestor 30% de indecis, care sunt inclusiv și mulți basarabeni, moldoveni, care nu neapărat sunt anti-europeni sau anti-români sau anti-occident, dar care s-au simțit într-un fel sau altul abandonați. Deci, și din păcate această campanie, care trebuie să o luăm în considerație, că va fi, cred că, analizată la virgură și nu numai în Republica Moldova, a demonstrat că când faci ceva by the book, așa cum ți-o spun niște consultanți de la Harvard sau nu știu unde, nu e neapărat cheia succesului, că trebuie să, totuși, populația din zona noastră sau oamenii au nevoie de atenție, empatie, discuții unul la an, unul, nu citit pe propter și așa mai departe. Și deci foarte mult va depinde din acești 30% de câți din ei vor merge către Maia Sandu. Aparent nu este așa o cifră de mare, până la urmă ea poate fi acoperită și de diaspora. Eu consider că Maia Sandu totuși va trece cu un scor la limită și acum au urmat doar câteva zile și va fi foarte complicat să schimbi mesajul sau să încerci să convingi pe cineva de altceva. Uitați-vă că candidatul pro-rus s-a dovedit cu pașaport românesc, că el a declarat că e pro-Europa, că familia lui e în Europa,
Deci niște lucruri care sunt nu că șocante, dar orice candidat pro-rus ar trebui să fie măturat sau nu știu, terminat. Dar în același timp, uitați-vă, bula asta care necondiționat votează contra Maia Sandu este aproape cât cei care votează pe Maia Sandu. Deci nu contează. Și aceste debate care au avut loc, dezbaterea electorală, nu a schimbat absolut nimic, așa cum am spus-o, pentru că nu este, în primul rând, ca Statele Unite ale Americii sau în alte parte. Nu a convins pe nimeni din tabăra lui Stoianoglu să treacă în tabăra lui Maia Sandu și cred că, din păcate, e foarte puțin din cei indeciși au convins. Da, aici, domnule Sturza, apropo că vorbeați, iată, și de diaspora care a votat și care probabil că va vota, poate într-un număr mai mare, aici aș avea o curiozitate, pentru că eu mi-aduc aminte, lucrul ăsta l-am mai spus și ieri în emisiune, mi-aduc aminte, de pildă, de momentul 2009. Comunitatea studenților din Moldova, care studiau în România, în cele trei mari centre din țară, și mă refer aici la București, Cluj și și Iași, au fost extrem, extrem de efervescenți. Erau acele alegeri din 2009 cu acele rezultate la exit poll care dădeau câștigătoare forțele pro-europene și până la urmă au câștigat comuniștii lui Voronin. Dar am asistat ca jurnalist la vremea respectivă, și uite, sunt 15 ani de atunci, la meetinguri, la întâlniri, părea diaspora studențească foarte, foarte prezentă. Astăzi n-am mai găsit aceeași apetență la tinerii care studiază astăzi, de pildă, nu știu, în acele centre universitare pe care le-am evocat. A scăzut ceva din apetența diasporei sau, nu știu, până la urmă lucrurile intră într-un firesc sau într-o rutină pe care știm foarte bine că a experimentat-o și diaspora românească la fel. Adică, cumva, intri într-un alt ritm. Probabil că atunci lucrurile erau ceva mai efervescente. Dar există vreo explicație? Eu repet, așa ca și observator public, n-am mai găsit același, nu știu, aceeași combustie care era în 2009. Da, combustia din 2009, erau încă studenții cu același mod de gândire din anii 90, care veneau în România nu neapărat după studii, veneau pentru România. Erau unioniști, erau pentru integrarea noastră, în primul rând, cu România. Mulți foarte activi social, politic, foarte bine organizați, ideologizați, dacă vreți. Lucru care în timp s-a cam pierdut. Astăzi, studenții, eu m-am întâlnit cu studenții din centrele universitare de la Cluj, de la Brașov, de la București, în această perioadă. Vreau să spun că ei sunt mult, mult mai pragmatici, mult mai așezați, mai puțin patetici, dar nu mai puțin patriotici sau care se gândesc corect. Eu tot am încercat să analizez ce s-a întâmplat, de fapt, în primul tur și care au fost rezultatele la referendum în diasporă. Da, sunt niște lucruri care par șocante, că la Viena sute de moldoveni au votat împotriva Uniunii Europene. Deci la Viena chiar diaspora este reprezentată de elită, nu de muncitori de la construcții. Sau în Grecia majoritatea au votat împotriva Uniunii Europene, sau mulți. Dar nu există fenomenul șoșoaca în diaspora moldovenească. Adică totuși aproximativ 75% din diaspora au votat pentru integrarea în Uniunea Europeană, au votat da. Ceea ce, dacă să excludem diaspora rusească care, sau cei din Federația Rusă care a fost adusă la urnele de vot organizat și care au votat cam 60% împotriva sau nu la referendum, totuși un rezultat la diaspora occidentală 80 plus. Nu mă aștept ca
diaspora să fie extrem de activă în duminica viitoare. Nu s-a transmis acest vibe, din păcate, de la Chișinău către diaspora. Discuțiile vor fi după, cred eu. Haideți să trecem duminica asta. Dar e speranța mea că este totuși că mare majoritate a diasporei va vota candidatul Maia Sandu. Foarte mulți analiști de la București, de la Cluj, de la Iași vorbeau, domnule prim-ministru, de acea emoție care s-a creat și vă aduceți aminte în 2014 în România cu alegerea lui Klaus Iohannis, diaspora care stătea la coadă în diverse centre de afară și transmitea mesaje familiilor, transmitea mesaj acasă ce să voteze. Și probabil că aici a fost această imagine pusă în oglindă cu, sigur, studenți sau tineri sau oameni din diaspora moldovenească care, la fel, votează și transmit mesajele spre Chișinău, Cahul sau Bălți sau în alte zone de a vota la fel. Probabil de aici s-a făcut această asociere. Sau da, e o asociere absolut corectă, asociere. Iarăși, știți, eu am fost martorul și primului mandat sau campanie pentru primul mandat al Maia Sandu. Deci a fost o campanie extrem de empatic, extrem de personalizată, cu actori pe scenă, fără multă scenografie, fără multe ieșiri în stilul Hollywood. Acum, și atunci a prins, pentru că eu mi-aduc aminte cum Maia Sandu m-a telefonat și spune: domnul Sturza, uite, vreau să vorbesc cu ceva cu dumneavoastră. Și zic: bine, vin la campanie, la ștapul, la unde sunteți dumneavoastră, la sediu. Și nu, și acum văd acea scenă cum dumneai cu o gentuță vinea pe stradă spre biroul meu și a venit și m-a rugat: uitați-vă, aș fi vrut, zic, necondiționat îi susțin și o să fac declarații și o să încerc și asta. Și astăzi altă Maia Sandu, care e în stratosferă, care e și pe scenă triumfal sub aplauzele statiștilor, neavând nevoie de actori, știți? Și nu s-a prins. Exact asta s-a întâmplat atunci cu Iohannis. De fapt, nici Maia Sandu, nici Iohannis nu au înțeles că nu este vorba despre ei. Este vorba despre un fenomen, știți? Un fenomen care apare, fenomenul necesită nevoia de schimbare și ei întruchipează. Ei sunt doar, elementul care fac această schimbare. Și pe urmă, nu știu, poate că le e foarte greu să fac față acestui fenomen, știți? Sau încep să creadă că chiar ei sunt cei care, datorită lor, au loc niște procese sau niște schimbări. Nu! Anumiți oameni accidental se trezesc în anumite momente, că sunt prinși de val, sunt prinși de opinia publică, emoția publică și sunt duși în anumite poziții. Ei fac ei față sau nu fac față după aceea? Asta e altă întrebare. În cazul Maiei Sandu, eu vreau să vă spun cu toată sinceritatea, Maia Sandu a făcut cu brio față tuturor provocărilor și a dus cu mare curaj Moldova prin multiple crize. Da, sunt și multe eșecuri care sunt inevitabile. Dar în ce măsură noi, moldovenii, conștientizăm aceste lucruri? Este tot o altă întrebare. Domnule prim-ministru, vă propun câteva minute de pauză. Aș vrea să revenim. Vreau să vă întreb și de ce, ca să spun așa, sau cum evaluați faptul că s-a votat la referendum în foarte multe raioane din Republica Moldova, chiar acolo unde înțeleg că, de pildă, s-au făcut investiții ale europei. Pe de altă parte, aș vrea să vă întreb și despre ce se întâmplă astăzi în Georgia. A fost acolo și premierul țării care deține președinția Consiliului Uniunii Europene și a fost uiduit la scenă deschisă, mă refer aici la Victor Orban. Dar revenim după câteva minute la analiza noastră, în câteva momente, o scurtă pauză. Am revenit aici în povestea noastră la Prima News și mulțumesc domnului Ion Sturza, fostul prim-ministru al Republicii Moldova, că e în continuare alături de noi, tocmai pentru a discuta despre acest
moment delicat, 3 noiembrie, un moment evident care presupune un destin important. Chiar mă gândeam, de pildă, la un volum pe care l-am găsit de curând și care se referă, sigur că, la o istorie a Orientului Mijlociu și scrie volumul, sau cartea se numește Destin deturnat. Și mă gândeam să nu fie un destin deturnat, Doamne ferește, și al Moldovei în acest moment. Vă împărtășeam, domnule prim-ministru Sturza, și acum câteva săptămâni. Mie îmi place foarte tare Georgia și acolo e un destin deturnat. Spuneați că și dumneavoastră vă place țara respectivă și se întâmplă lucruri pe care probabil că o bună parte din oamenii de acolo nu l-ar vrea. Ar vrea să ajungem și la Georgia, dar aș mai insista pe Republica Moldova. Aveți vreo explicație pentru votul pe care l-au dat? Înțeleg că în 23 de raioane din 32 s-a votat nu la referendum, în condițiile în care erau chiar localități cum e Cahul, de pildă, unde au fost investiții europene, unde existau panouri cu investițiile făcute cu banii aduși din vestul țării și nu din Federația Rusă. Cu toate acestea n-a existat, această conștientizare a dimensiunii europene și a ceea ce ar putea să ajute Republica Moldova ca și traseu de integrare. Eu mă gândesc la modul cel mai cinstit, cum ar fi fost sau cum era România până în 2007 sau până la fondurile de preaderare și ce înseamnă mobilitatea doar. Mobilitatea pe care o are fiecare cetățean și confortul de viață, cât de tare a crescut de prin, hai să zicem, 2010, după criza respectivă, de prin 2011-2012 în coace. Și mă gândesc aici cam la acel punct, probabil că sunt și cetățenii Republicii Moldova. Aveți vreo explicație pentru care, repet, în acele localități în care s-au făcut investiții, totuși votul a fost nu? Da, nu numai la Cahul, la Ungheni, oraș care a înflorit pur și simplu în ultimii ani cu datorită fondurilor europene și datorită proximității de Iași, de România. Exact. Un pod, s-au construit gazoducte, multe alte lucruri. Unele suburbii a Chișinăului care au beneficiat. Nu mai vorbesc de nordul Moldovei, care a fost un grad foarte înalt de absorpție a fondurilor nu numai europene, dar și a partenerilor de dezvoltare. Știți, dacă să revenim și la exemplul României, nu știu care ar fi astăzi rezultatul dacă s-ar fi un referendum european în România, deși România în sondajele unui think tank la care fac și eu parte, din care fac și eu parte de la Bruxelles, permanent a fost mai puțin eurosceptică decât multe alte țări. Știți, Cahulul, da? Da. Avem un primar excepțional, un om cu viziune, un om care a făcut foarte mult pentru Cahul. Și meeting-ul de lansare a candidaturii Maia Sandu a fost făcut în absența dumnealui, da? Deci nu ne-am dus să discutăm cu oamenii, ne-am dus să le arătăm un film Hollywood. E greu, știți, eu am avut un, chiar studiul meu de doctorant a fost cândva 30 sau chiar 40 de ani în urmă pe tema ajutoarelor. Deci ajutorul atunci când tu vii cu drumuri, cu multe alte lucruri, dar până la urmă nimic nu, sau foarte puțin din aceste ajutoare care se dă, au impact poate și artistic important, dar nu are impact asupra buzunarului omului concret. Moldovenii au trecut printr-o perioadă destul de complicată, de o austeritate legată, o inflație, prețuri înalte la energia electrică și care în principiu un pic au dezamăgit, nu că un pic, au dezamăgit populația. Deși puțin știu că o treime, cred că, din bugetul Republicii Moldova astăzi, de cheltuielile, sunt din fonduri nerambursabile la nivel bilateral și multilateral din zona Uniunii Europene.
Și astăzi, dacă se plătesc asistență socială sau se furnizează pe gratis lemne sau se compensează prețul la energie și gaz, asta se face din banii care vin din exterior. Deci e greu de explicat acest fenomen. Și aș mai avea o curiozitate. Apropo, știți, m-am gândit la ce spuneați, dacă ar trece un astfel de referendum astăzi în România. Cred că există și aici un procent de vreo 20% de eurosceptici, dar știți care e marea provocare în România? În România nu cred că s-ar face pragul ăla de 30%. Pentru că am mai avut referendumuri, de pildă, nu știu, să se unească Oradea cu localitatea de lângă sau Buzăul cu localitatea de lângă. Erau niște referendumuri locale. Nici măcar acolo nu s-a înregistrat cu primarii care generau, și cel puțin și la Oradea și la Buzău, știu că sunt primarii destul de aleși în localitățile respective, n-au reușit să provoace acel prag. Cred că aici ar fi o problemă foarte mare în România. Asta spune foarte mult și cam despre câți români mai sunt în țară efectiv. Poate că și aici ar trebui operat la ceea ce înseamnă praguri și, repet, numărul real al celor care mai sunt în țară. Dar revenind, domnule prim-ministru Sturza, încă o curiozitate. Am văzut și, sincer, vă mărturisesc că m-a surprins votul relativ mare pe care l-a obținut Maia Sandu în Transnistria. Adică n-a fost foarte departe de Stoianoglu. Acolo aveți o explicație pentru faptul că există, iată, o prezență, să spunem, pro-europeană în Transnistria, cel puțin de aici, din țară, la o analiză profană. Te-ai gândit că Transnistria e o chestiune sau e o zonă, hai să-i spunem, foarte, foarte lipită de politica Moscovei. Știți, puțin poate cunosc, dar administrația de la Tiraspol este într-un fel de disgrație la Moscova astăzi. Comunicarea este foarte grea între Transnistria și Moscova. Moscova consideră că Transnistria nu face suficient pentru a destabiliza situația în regiune, Republica Moldova și flangul sudic al Ucrainei. Administrația de la Tiraspol, pe bune, a adoptat așa o strategie de neimplicare, pentru că ei sunt o enclavă total închisă și înțeleg foarte bine că în caz de escaladare a situației, ucrainenii vor rezolva problema în câteva zile. Și de aceea, de data aceasta, Moscova nu a mizat pe implicarea autorităților de la Tiraspol în campania electorală pe malul drept, cum se făcea în trecut, când oamenii pur și simplu erau aruncați în autobuze și trimis să voteze pentru anumiți candidați la Chișinău. Și cei care au trecut Nistru și au venit să voteze sunt moldovenii de acolo, sunt oamenii care sunt cât de cât mai adecvați, știți? Și plus ei văd ce se întâmplă în Transnistria și își dau seama că varianta pentru ei personal este totuși Europa, nu o relație de orice gen cu Federația Rusă. Aici ar fi explicarea că au venit binevol, au venit oameni adecvați și au venit oameni care înțeleg că viitorul lor e mai aproape, e mai bun într-o Europa unită decât cu Federația Rusă. Domnule prim-ministru, aș vrea să profit de prezența dumneavoastră pe minutele pe care le mai avem să vă întreb și de Georgia. Acolo, cum priviți? E clar că e o încleștare între două lumi și vedem cel puțin din această rezistență pe care o are și președintele Georgiei, pe care o au și partidele de opoziție. Am văzut o vizită a lui Victor Orban, huiduit la acel meeting al protestatarilor din Georgia. E o partidă care poate fi recuperată, poate fi recâștigată Georgia? Sperăm că da. De fapt, exemplul Georgiei trebuie să fie bine studiat și de către moldoveni. Este un mod de operare a Federației Ruse. Atunci când Ivanașvili, un om de afaceri
destul de obscur în Federația Rusă, cu banculiță din a 4 sau a 5% ca din ratingul băncilor, cu ceva active care le-a mai furat de colo, de dincolo, a vândut toată afacerea cu 2,5 miliarde unor persoane apropiate de către Putin și Kremlin, a fost un șoc. S-a fost o mare însemnă întrebare. Numai nu pentru mine. Atunci eu am zis, bă, el o să fie trimis în Georgia să-l termine pe Saakashvili și să schimbe macazul. Și așa și s-a întâmplat. El l-a terminat fizic, practic, pe Saakashvili. O perioadă a cochetat așa cu a continua politica pro-occidentală, europeană, NATO, așa. Dar când, după declanșarea războiului, cred că curatorii lui de la Kremlin au spus, stai, gata, s-a terminat cu jocurile astea, trebuie să plaseze Georgia în sfera noastră de interese și să o faci ca un exemplu de schimbarea atitudinii și regimului, ceea ce s-a întâmplat. Dar prin coruperea masivă în localitățile rurale, ceea ce e un exemplu și Republica Moldova. Pentru că dacă luăm Tbilisi sau orașele mari și diaspora, ele au votat cu opoziția. Au votat cu pro-europenii, pro-occidentalii. E o bătălie mare care arată și pentru moldoveni unde se va duce țara în caz dacă oligarhiile pro-ruse vor lua controlul asupra țării. Tot ce s-a reușit să facă în mulți ani va dispărea în câteva luni. Da, aici credeți că se va ajunge, de pildă, la o anchetă privind fraudarea alegerilor, lucru solicitat de Statele Unite, solicitat de oficiali europeni? E posibil să se ajungă într-o astfel de situație? E sigur că e posibil, pentru că și această vizită a lui Orban nu n-a mirat pe nimeni, pentru că iarăși cred că același centru de comandă a spus, uite, trebuie să te duci să consolidezi sau suportul, mimând o suport a Uniunii Europene, tu președintele în exercițiu. Deci se vede, totul e cu atât de banal și sub coață ața albă, dar nu știu în ce măsură va influența opinia publică, pentru că opinia publică educată, activă, nu este Ivanașvili. Sunt cei care astăzi sunt cu președintele actual, sunt cu opoziția, dar iarăși opoziția sunt, nu știu, 15 partide unite în 4 blocuri electorale. Deci este aceeași boală a democrației, copilării democrației. Georgienii sunt mult mai activi, mai emoționali, mai emotivi. Eu mă aștept la mișcări mari de protest, eventual la o nouă revoluție. De ce nu? Pentru că georgienii au foarte mult de pierdut. Ei au fost răsfățați lumii, americanilor, Europei. Au primit fonduri enorme. Au văzut cum e o țară să fie nouă. Investițiile din zonele de turism enorme. De libera circulație. Deci toate astea acum se ruinează. Zi de zi se ruinează. S-au închis proiectele de securitate. Dar cel mai umilitor a ieșit prim-ministru și a spus că ei sunt gata să-și ceară scuze de la zonele acestea rebele, Abhazia și Osetia, pentru că nu știu ce s-a întâmplat acum 30 de ani urmă. Deci este incredibil ce se întâmplă acolo. Eu mă tem că dacă, Doamne ferește, ceva la Chișinău se va întâmpla, pe noi totul ne vor impune să ne cerem scuze de la Transnistria, pentru că ei cândva s-au răzvrătit și au început un război împotriva Republicii Moldova. Da, mă gândesc că în urmă cu câțiva ani, când era acel parteneriat al țărilor din Est, care îngloba și Ucraina și Republica Moldova, și Georgia, și mai erau Armenia și Azerbaijan, cred că Georgia era cea mai avansată dintre toate, ca și profil sau
proiect european în demersul ăsta al integrării. Astăzi, Republica Moldova, pentru acest demers, cred că e cea mai avansată, ca să spun, cel mai avansat actor în această integrare. Și aici, nu știu, repet, n-aș vrea să fiu cinic, n-aș vrea să supăr în vreun fel, pur și simplu vreau să întreb la rece. Credeți că ar putea să existe, nu știu, un soi de negociere să spună Europa, noi avem Republica Moldova, în Georgia probabil că rămâne visul georgian cu emisarul Kremlinului de la Budapesta. Nu cred. Georgia, știți, a fost un poligon pentru mulți, în primul rând pentru americani. Americanii erau foarte implicați datorită relațiilor, contactelor și background-ului american al lui Saakashvili. Americanii erau foarte prezenți acolo și în zona de securitate și în zona de economic. Eu am fost de câteva ori în perioada când Saakashvili era președinte și după, și știu că americanii erau foarte prezenți acolo cu consilieri, cu mulți diplomați și chiar pentru dinși a fost un șoc ce s-a întâmplat în ultimul timp. Nu cred că acum se va merge la aceeași, nu știu, troc. Uite, luați-vă Georgia, noi ne luăm Moldova. Din simplu motiv că nu există așa negocieri sau nu există astăzi niciun fel de dialog, nici măcar informal, între Occident și Rusia. Toți sunt concentrați astăzi ce se va întâmpla în Ucraina. Dar ce se va întâmpla în Ucraina va fi mai mult sau mai puțin clar după ce se va termina alegerile din Statele Unite. De fapt, viitorul Republicii Moldova va depinde de ce se va întâmpla în Federația Rusă, pentru că eu încerc să le explic moldovenilor. Ok, dacă noi până la 22 februarie, când s-a înainte de război, mai aveam, nu știu, o capacitate, o posibilitate logistică de a ne cupla cu spațiul euroasiatic, lucrurile astea au dispărut. Deja, închipuiți-vă că Moldova va fi o enclavă închisă pe de o parte de Ucraina, pe de altă parte de Europa și NATO, și va fi la mila, cum am spus eu, mila umanitară a României. Vă dați seama că dacă la Chișinău vine un guvern proxy a Federației Rusiei care va submina în spatele frontului Ucrainei, atunci evident că toate aceste programe care au fost, deschiderea care a fost pentru Republica Moldova, se va diminua foarte, foarte mult. Domnule prim-ministru Ion Surza, vă mulțumesc tare mult pentru prezență, pentru timpul acordat și pentru analiză, și chiar sper să comentăm și în ediții viitoare. Se vor întâmpla multe, pentru că urmează alegerile din Republica Moldova, alegerile din Statele Unite, vom vedea ce se va întâmpla și în Georgia, și sigur vor veni apoi și alegerile din România. Vă mulțumesc tare mult, domnule prim-ministru Surza, pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost cu noi astăzi aici în Prima News. Noi ne revedem și la ora 22. Până data viitoare, numai bine!